Bine, bună dimineața, bine v-am găsit. Eu m-am apucat de treabă. Sunt în luna iubirii încă. După cum vedeți, totul este roșu pe masă. Da. O căpșunele. Ce ăla? Gem de căpșuni? Da, este un sos de căpșune. Stai că vine este cald, Ionuț, l-am făcut un pic mai devreme. Hai, acesta este sosul de căpșune. Haideți aici, aproape. O să vă pregătesc o prăjitură pe care chiar colega voastră, Beatrice, a denumit-o amur. E inventată de mine ieri? Nu. Alarte. Așa faci tu, totul. Așa, tu inventezi prăjituri? Deci normal. Miercurea inventează prăjituri. M-am gândit așa, miercuri, ce prăjitură să vă pregătesc astăzi, fiind vineri, urmând un weekend. Am zis să fie ceva simplu, Florența, cu căpșune, roșu, ia spune. Să nu te văd mâine, poi mâine și pe tine în scandaluri de-astea cu cine a inventat ce stai că rețeta lua la stăcătia. Cu curtea de apel, cu sentință definitivă. Păi nu, a zis la televizor, ea a inventat prăjitura asta, amor, cum zice Beatrice. Și dacă vin și eu, auzi, și dacă vin eu sâmbătă și zic că am inventat eu ce? Nu mă supăr. Păi nu, că n-ai cum, că tu știi ingredientele. Hai să întrebăm pe Florența să ne spune tu. Exact, descalificat, da. Uite, hai, pregătesc un blat, da. Eu o să fac un pic mai mică prăjitură, așa, decât pentru voi trei, da? Un blat din ciocolată. Colegii noștri din spate. Auzi, dar noi ce avem aici? Vă zic eu, voi aveți încă patru platouri de la Florența în spate de cameră. Vedeți că le-am văzut și știm că le mâncați în timp ce noi muncim aici în platou. Lăsați! Totuși ingredientele. Lasă că vorbim noi după, vorbim acasă. Dacă vreți o tavă întreagă, 12 ouă, folosiți decât albușul, îl bate spumă cu 300 de grame de zahăr, 300 de grame de făină, 50 de grame de cacao, un praf de copt, 100 de mililitri de ulei și cam atât la blat. O să batem foarte bine, eu de asta m-am apucat să bat albușul. De ce zici spumă. Acolo este sirop pentru, pentru un siropat blat. O să fac un blat de cacao în siropat. Nu faci asta. Nu, știu, e mult prea dulce, nu? Nu, dar să nu faci asta, cum să bei de aici? Dar ce sirop e ăsta? Un sirop din zahăr și rom. O să însiropesc blatul de ciocolată. Știu că e, da. Iar în partea a doua o să pregătesc crema, care este foarte simplu de pregătit, dar vă spun în partea a doua cum se pregătește. Acum adaug zahărul peste albușuri. Stai acolo, te rog. Lasă! Știu că e, dar nu. Batem bine. Lasă-l. Până devine spumă. Da. Uite, eu îl fac așa mai repede ca să mai rămân cu câte ceva pe masă pentru partea a doua. Am adăugat gălbenușul, culoare, da. Hai mă, dați-mi o gură, vă rog eu frumos, dați-mi o lingură măcar. Cum mă să bei sirop, mă? Dați-mi o lingură măcar. Vrea ceva dulce și nu am pus platul. Dar nu mai bagi a doua. Uite, nu mai bag a doua lingură, uite, am o lingură. Ești mai fericit acum că ai un atac? Da. Hai, Florența, nu dansăm? Hai, dansăm, facem, dă mânuța. Hai să facem-o așa. Așa. Și acum, hai, aici o dată. Așa, nu? Aici o dată. Aici încă o dată și aici încă o dată. Și acum facem din mâini, da, aici din la bucătărie. Din mâini, facem că tăiem blatul. Hai, nu dansați cu cuțitul mână, așa, ca idee, dar... Puteți să luați un sucitor, dacă v-a supărat cineva, deci nu-i problemă. Ce bunătate ne-ai făcut azi? Hai să repetăm. Prăjitura amur, un blat foarte simplu făcut din 12 ouă, 300 de grame de zahăr, 300 de grame de făină, 50 de grame de cacao, 100 de mililitri de ulei. Am făcut blatul. Da. Și apoi am pregătit în felul următor, crema. Bogdan, scuze, îmi adun și mie sacoul, te rog, din sufletul meu de copil. Nu pot să continui misiunea fără? Eu zic că nu mai ai ce să faci cu sacoul, pentru că este deja plin de frișcă. Este dar... murdar... Este unde? Murdar, ce trece așa? Băiatul meu, stai așa că am văzut undeva o urmă. Nu te mâneca. Putem lăsa așa în emisiune. Haide, dă-l încoace, dă că mă discut eu cu el. Deci stai să arătăm să... Deci vreau să nu se pună faptul că e murdar sacoul, să nu criticați faptul că sacoul și rubel este murdar. Este prăjitura amur pe el. Da? Se știe, deci, da? Bun. A fost lovit de Cupidon. Ți-l aduc finuț, da? Da. Ce mai super. Așa. Bun. Am făcut blatul, tăiem în două. Am pregătit 20 de grame de gelatină mărunțită, da, pe care o hidratăm. Punem puțină apă, ca și sfat. Puneți puțină apă peste ea, o lăsați un pic, apoi o încălziți ori pe foc, ori la cuptorul cu microunde. O adăugați apoi în sosul de căpșune făcut decât din zahăr și căpșune, da? De ce? De ce punem gelatină?
Păi, crema noastră este formată din frișcă și atunci trebuie să o întărească un pic. Este doar frișcă, sosul de căpșune și gelatina. Și căpșune proaspete. Uite, eu am pus deja gelatina. Okay. Adaug căpșune. Am pus așa după bunul plac. După bunul meu plac foarte multe. Să știi că n-am pus zahăr decât în sosul de căpșune, atât. Mulțumesc. Da? Deci este mai light. Acum o să însiropăm blatul. Adaug crema. Și apoi punem capacul. Și punem capacul și adăugăm blatul iar. Bun, pe și care ce îl însiropăm. O lăsăm un pic la rece până în următoarea parte. Uite. Bun, hai să facem asta. Florența este în bucătăria, vorbește lumea alături de noi și, ca de obicei, ne face ceva foarte bun. Și termin prăjitura Amur. Amur, că ea Amur a fost inventată. Așa a fost denumită, deci inventată de acum două zile de Florența, denumită Amur de colega noastră Beatrice, ai zis? Da. Și mâncată de voi. Gustată cu bestialitate astăzi la vorbește lumea. Urmează să facem asta. S-a uitat. Vrei să le tăiem pătrățele? Ce hai, vă stai că mă pun aici mai paravan, așa. Da, Florența, înainte să tai prăjitura Amur... Stop! 1, 2, 3, la Florența stai, jucăm. Înainte, vreau să știu dacă ai fost vreodată păcălită, înșelată de un om care a vrut să-ți fure ceva, să-ți ia, să... Bani. Ți-a promis ceva, nu ți-a dat, ți-a luat. Bani, telefoane. A, da, uite, mi s-a furat telefonul când am venit. Așa, te rog, a, da, uite. Când am venit prima oară în București, mi s-a furat telefonul undeva în zona Oborului. Dar era un telefon mic, doar ce apăruse. Era telefonul tău. Da, dar eram și eu mică și s-a băgat mâna în buzunar. Da, mi-am băgat mâna în buzunar, era un domn cu o doamnă, se făceau că se uită la ce eram eu interesată, erau niște tricouri, nu știu la ce mă uitam, ei să ia ce iau eu și mi-a băgat mâna în buzunar și a rămas fără telefon. Dar a fost singura dată când am fost înșelată. Așa au mai încercat să mă înșele cu bani, cu una alta, fiind lucrând în comerț, mereu, știi, vine cu hârtia, și... după aceea s-a răzgândit, nu-ți mai cumpără, dar deja le-am învățat pe fete și haideți, toată lumea știe. Hai să și mâncăm. Hai acum, după ce ne-am amintit cum ne-au furat unii tot felul de lucruri, hai să mâncăm dulce, că până la urmă așa e viața, nu? Bittersweet. Am pregătit aici un mus practic de căpșune, făcut dintr-un sos de căpșune, gelatină și frișcă naturală. Da. Un blat foarte simplu însiropat. Uite așa. Și unii dintre noi n-au voie să mănânce așa ceva. Ionuț, să știi că ești la dietă? Să știi că este foarte light. Nu, eu locul tău. Ce zicea Andreea că ar trebui? Hai, bravo, nu mai zice, mă. Mă, de ce nu? Așa, furculițe, vă descurcați, bănuiesc, da, Florența, nu e problemă. Și cam porția așa am ajuns. Asta, e asta porția mai mică mea sau mai mare? Porția mea, ți-o dau ție. Vorbesc serios. Da. Pentru că mă face să mă simt mai bine, în primul rând, cu mine, chestia asta. Deci tot mie îmi fac un cadou, cum ar fi. Așa. Hotărât? Porția mea o iau eu, Ionuț. Lili? Lui rămâne tava lui Bogdan, stai liniștit. Da, da, da. Vrei să recapitulăm? Ce vrei să recapitulăm? De unde mi-au eu furculița? Dacă uite, am uitat să le pun căpșunica. Uite, uite, o dată asta pot să iau. Așa. Am primit comanda și din regie și din redacție. Dacă vrei și puțin sos de căpșune peste, să știi că merg. Doriți serviți? Da, da, da. Vă vole sosec? Puteți să scoateți, vă rog, o lingură de acolo, doamna. Bun. Florența. Cum inventezi o rețetă? Nu mă explică și mie. Ce, dar sincer, lucrând de atâta timp în domeniu, deja știu cam ce gustare fără să le gust. Și atunci îți vin tot felul de combinații în minte? Da, mă gândesc, ciocolata merge cum foarte bine cu căpșune, cu frișcă, să fie ceva light, așa pune sos că este incredibil de bun. Dar uite cât de bine vine. Da, arată extraordinar, deci e bine. Dacă poate șurbel să facă, e clar că e ușor. E ușor. Care este cea mai neobișnuită combinație pe care ai făcut-o în bucătărie? Oh, da, am făcut o combinație. Că experimentezi și înseamnă că... Da, dar am făcut-o la cerința unui client. Nu știu sincer cum a putut să mănânce acel tort. Era cu foi de bezea, cu caramel, nucă caramelizată, cu stafide, cu ciocolată. Deci mi s-a părut atât de greu acel tort, pe... da. Și a venit a doua zi și foarte încântat și mi-a spus: vai, a fost cel mai bun tort pe care l-am mâncat vreodată. Eu n-aș fi făcut niciodată combinația, nu știu, și acum mi se pare extraordinar de dulce. Bezea cu nucă caramelizată, cu ciocolată, cu stafide, cu... Deci a fost o combinație...
Eu am descoperit că îmi place foarte mult sărat cu dulce. Foarte târziu în viață. Mi se pare o combinație foarte interesantă. Uite, poate o să încerc caramel sărat. Hai să facem ceva cu caramel sărat. Da, o să facem, uite, data viitoare facem, o să vin și cu o inspirație. Ca să mă uit eu și să mănânce tot, Ionuț. Da, mulțumim frumos, Florența. Mulțumim, Florența. Ceva dulce. Mulțumim mult. Mulțumim, Florența. Weekend frumos.